Aproximativ 2,5 milioane de apeluri la serviciul unic de urgență 112 au fost recepționate de la lansare. Cei mai mulți solicitanți sună pentru a chema ambulanța. Potrivit datelor statistice ale serviciului 112, cele mai multe apeluri vin din municipiile Chișinău, Bălți, Orhei, Soroca și Ungheni. Astfel, ajutorul medical de urgență este solicitat în 74% dintre apeluri, poliția 24%, iar pompierii 2%. Totodată, 68% dintre apeluri sunt non-urgente. Datele au fost prezentate în cadrul unei conferințe la care a participat și ministrul economiei Kiril Gaburici, care a reiterat importanța serviciului 112. În momentul apelării, colegii, operatorii au informații despre apelant și au informații și despre localizarea apelantului, unde se află, de unde vine acest apel. Este o unică platformă de lucru. Pe lângă realizări și împliniri, au fost evitate discuțiile despre lacunele care ar putea exista în sistem. În acest context, tot mai multe cazuri de plângeri ale cetățenilor devin mediatizate, iar asta pentru că, spun ei, 112 reacționează cu întârziere la apeluri, urmările fiind fatale pentru unii. Dar și aici există o explicație. Serviciul 112 este un serviciu informațional sau care aduce o platformă comună informațională pentru toate cele trei servicii. Nu este serviciul 112 acel serviciu care trimite ambulanță. Pe de altă parte, nici la capitolul informare nu stăm prea bine. Asta în cazul când majoritatea nici pomenă că au auzit despre așa servicii. Salvare, nu salvare 112. Salvare, ceva urgență, nu urgență. M-a iertat. E un serviciu de asistență medicală, pot să-mi dau seama. Doar de asistență medicală? Și a ne transporta acolo unde trebuie, știi? Asta e poliția sau cine? Nu cunosc. Până unii dintre noi vor lua cunoștință cu serviciile 112, în Moldova acest sistem va putea fi accesat direct de unele mașini începând cu 2019, doar că acestea trebuie să fie dotate cu un buton special. În eventualitatea când se ciocnește mașina de un obstacol sau de altă mașină, el automat trimite un set de date către 112 care este preluat și echipajele de intervenție sunt expediate în corp. Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 a devenit operațional în Moldova în martie 2018. Numărul 112 este gratuit și poate fi apelat de pe orice telefon fix sau mobil în Moldova și în întreaga Uniune Europeană.